Începând cu anul 2007, în orașul Ungheni au fost instalate peste 2100 de corpuri de iluminat, acestea fiind amplasate prin curțile și pe străzile orașului. Datorită acestui fapt, orașul Ungheni deja a devenit unul din cele mai iluminate orașe periferice din Moldova. Din 2007 s-au montat circa 2100 de corpuri de iluminat. Inclusiv cu finanțarea primăriei în 2011 s-a reușit de instalat circa 550 de corpuri de iluminat în cartierul Berești și Vasilica. Anume, în această primăvară s-au restabilit circa 12 km de rețele a iluminatului public. Totuși, planurile autorităților sunt cu mult mai ambițioase. Până la sfârșitul anului se planifică acoperirea a 95% din oraș cu corpuri de iluminat. Realizarea acestui plan va da posibilitatea tuturor locuitorilor orașului să beneficieze de lumină stradală. Sperăm că spre sfârșitul anului 2011 să ajungem la un nivel de iluminare a străzilor în orașul Ungheni la 90-95%. Adică să ne rămâie numai deservirea și supravegherea acestor rețele. Locuitorii străzilor pe care deja au fost instalate noile corpuri de iluminat sunt mulțumiți și spun că au așteptat momentul dat foarte mult timp. Nu a fost mai timp, mult, mult. Și mi-a dat, sunt mulțumit. Eu nu știu cum alții, dar eu sunt mulțumit. Poate că nici nu a fost, de când locuiesc pe strada asta, nici nu a fost. De cât timp? Vreo 8 ani, dacă nu mai mult, 9. Acum e normal, desigur, se vede parcă o stradă, s-ar mai face șoseaua, ar fi bine. Toate corpurile de iluminat sunt foarte econome. Deși au fost instalate peste 2000 de corpuri de iluminat noi, cheltuielile au rămas practic aceleași, adică aproximativ 40.000 de lei lunar, iar instalarea unui corp de iluminat nou costă doar 300 de lei.